Ok, deci salutare tatăl meu, sunt David și m-am găsit la un nou episod de Clash Royale. De data aceasta continuăm cu partea a patra, cred, la 2v2 Draft Challenge. Ori un win, ori un lose, haide să vedem ce facem, ori luăm banii, ori ne dă afară. Deci, haide să-i dăm drumul. Și înainte de începere, nu uitați de like și subscribe dacă n-ați făcut încă, pentru că eu zic că fac o treabă destul de bună. Și da, haideți să-i dăm drumul. Am luat aici niște cărți, nu știu dacă sunt bune pentru că i-am dat golemul, însă și eu dacă luam golemul era nasol că a luat el gigantul. Așa că haideți să vedem. Ok, a luat Skarmi, ceea ce e perfect. Și dăm și noi un push? Hai să dăm și noi un push. Așa, bum și bum. O să dăm damage pentru că ăsta îl folosesc în arena 10 și e cam nasol să nu dăm. Bun. Oh, bun, două lovituri, aproape trei. Perfect. Și dă-ți goblinul ăla acolo. E nevoie să dea loc pentru el, ceea ce e perfect. Pun eu ăsta aici. Bum. Oh, no. Băi, frate. Dar e ok pentru că are el Skarmi, oricum am dat damage 6-6-6. Deci asta înseamnă că e bine. Oh, no. Are amândoi Royal Giant. E nasol, frate. E nasol. Că Royal Giant-ul rupe. Hai să mai dăm un push. Bum. Bom. Dăm așa pentru că este foarte bun și o să... Dar l-a dat prost, frate, care-i faza? De ce l-a dat așa? Să-l dea pe turn. Ok, ai cu un giant... vrea gol. El vrea gole. Acolo e bine pentru că dă în inferno. Ok. Bă, frate, dar e nervant rău. Dăm acolo un zap. Care desigur că ce, putea să-l omoare? Nu putea. Da, haide că-i dăm și noi jos turnul în sfârșit. Acolo a dat un foarte bine un a dat foarte bine ăla. Și ăla și frizul bun. Frizul chiar de ce să zic că nu. Ok, nu ne-am luat damage. E bine. Hai cu aici cu giantul, hai aici cu giantul. De la aici. Așa. Și facem așa, este ceva. Nu, a dat frizul. Și am dat așa. Frate. Hai, pune tu Royal Giant-ul. Hai, nu vrei să pui Royal Giant-ul? Ba da, vei vezi, mă. Hai, giantul, hai. Haide, bă, nu, bule. Ai, frate, uite ce nu, frate. De ce să pierd din cauza lui nubul ăsta? Da. Haide să deschidem și chestul ăsta. Avem beturi. Și să mai intrăm la unul. Dar nu vom intra acum. Vom intra doar dacă strângem ceva like-uri. Să dau 10 gemuri așa. Hai să strângem și noi câteva like-uri. Și mai dau 10 gemuri și mai intrăm.
Păi bun, bă băieți, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost David și până data viitoare. Bye bye.